Ca în fiecare an, la Centrul Noro din Zaleu se pregătește o serbare. Evenimentul a avut loc la Casa Municipală de Cultură, marți după amiază. Marți seara, la Casa Municipală de Cultură din Zaleu, copiii Centrului Pilot de Referință pentru Boli Rare Noro au făcut o serbare pentru Moș Crăciun. Cu ajutorul colectivului Centrului Noro, copiii au reușit să se bucure de venirea moșului. Alături de copii și personalul centrului au fost prezenți și părinții eroi ai copiilor. Suntem foarte bucuroși că veniți în fiecare an să ne vedeți. Vă mulțumesc și pentru că ne apropiem de sfârșitul unui an care a fost cu suișuri și coborâșuri pentru toată lumea. Sperăm ca sfârșitul de an să le aducă numai bucurii, să vă aducă liniște în casă, sănătate și vă doresc un an nou fericit, Crăciun fericit și tot ce vă doriți să vi se împlinească la sfârșitul acestui an. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Suntem onorați că avem alături de noi autoritățile locale care ne sprijină în organizarea activităților, pentru că fără sprijinul dânșilor nu am putea să facem absolut nimic. Suntem prea mărunți ca să putem să depășim problemele pe care le avem și de aceea doresc să mulțumesc celor care sunt alături de noi, sponsorilor noștri, lui Moș Crăciun, că este, va veni și anul acesta pentru copiii noștri. Sunt emoționată, niciodată nu mi-am imaginat de câte ori revine în mijlocul copiilor ocrotiți de Centrul Noro, totdeauna am emoții din ce în ce mai mari. Vă mulțumesc că mi-a dat prilejul să fiu din nou astăzi printre dumneavoastră. Am să mă adresez la început copiilor și am să le spun că venind în coace pe drum, m-am întâlnit cu Moș Gerilă, cu Moș Crăciun și mi-am șoptit că el știe, el a văzut și v-a monitorizat tot anul. Ați fost copii foarte buni, foarte ascultători, ați participat la activitățile organizate în Centrul Noro și de aceea v-a pregătit multe, multe surprize. O parte dintre ele le veți primi astăzi, iar o parte le veți primi probabil până la sfârșitul anului. Și câteva cuvinte pentru părinți, având în vedere că anul se încheie, având în vedere că anul acesta a fost o mulțime de provocări și pentru dumneavoastră și pentru noi, vă doresc la sfârșit de an să aveți multă, multă sănătate, fericire, bucurii și multă, multă răbdare pentru copiii dumneavoastră. La mulți ani!